Proiectul Fi inteligent, nu fi violent este o campanie de informare și responsabilizare pentru prevenirea actelor de violență din școli și se adresează elevilor din învățământul preuniversitar, cadrelor didactice și nu în ultimul rând părinților. Infracționalitatea în școli la nivelul județului Dolj este pe un trend descendent. Deci de la un an la altul nu am avut evenimente deosebite. Și acest lucru se datorează, pe de o parte, colegilor polițiști din compartimentul de proximitate care desfășoară activități sub directa coordonare al colegilor de la compartimentul de prevenire, dar în mod deosebit profesorilor, cadrelor didactice care au înțeles să avem o comunicare foarte bună, să desfășurăm activități împreună astfel încât să creăm un sentiment de siguranță atât elevilor, părinților, dar și cadrelor didactice. Pe parcursul anului școlar, fiecare unitate de învățământ a fost arondată unei anumite secții, da, de echipaj mixt alcătuit din reprezentanții ai poliției, cât și al jandarmeriei, cu prilejul acelei întâlniri, stabilind foarte clar anumite obiective. 1. Prevenire. 2. Fiecare copil dintr-o anumită unitate școlară să știe la cine să apeleze dacă este pus într-o anumită situație, să fie afișat, de exemplu, la loc vizibil, știut de toată lumea, un număr de telefon, în afară de numărul de urgență 112, de situații, da? Apoi să cunoască, de ce nu, reprezentanții poliției și jandarmeriei care răspund de școala respectivă. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Dolj vor merge în școli și vor oferi sfaturi elevilor să nu folosească un limbaj violent și să nu răspundă agresiv la provocări. Nu intrați în conflicte cu colegii sau cu alte persoane. Nu proferați injurii și nu încurajați violența, acestea fiind cauze care pot degenera în violență fizice. Nu răspundeți cu violență chiar dacă sunteți provocați. Nu încercați să rezolvați un conflict prin violență. Adresați-vă cadrelor didactice. Fiți atenți atunci când vă alegeți prietenii. Evitați compania colegilor irascibili, conflictuali sau violenți. Iată, acestea sunt doar câteva dintre sfaturile pe care noi le-am considerat cele mai importante, cele mai reprezentative. Tema sau discuția va fi mult mai amplă la orele la care ne vom desfășura noi activitățile. Ne vom folosi și de materiale video pe care apoi cu tematică realizate special pentru a fi prezentate în unitățile de învățământ, după care vom discuta mesajele acestor materiale, vom încerca să fie niște discuții interactive, adică nu ne ducem să le spunem elevilor să vorbim doar noi, ei să ne asculte și nu se știe dacă ne-au ascultat cu atenție, dacă au rămas cu ce trebuie din ceea ce am încercat noi să le transmitem. Deci ne dorim să implicăm în aceste activități, să ne adreseze întrebări, să le răspundem și să, la sfârșitul unei ore de curs, să plece, cum se spune, cu lecția învățată. Fenomenul violenței școlare este extrem de complex, iar la originea lui se află o multitudine de factori. Școala însăși poate reprezenta o sursă a unor forme de violență. Ea reprezintă un loc unde elevii se instruiesc, învață, dar este și un loc unde se stabilesc relații, se promovează modele, valori, se creează condiții pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă și morală a copilului.